Inspectoratele de poliție din țară au dat start activităților de informare și sensibilizare a copiilor pentru prevenirea cazurilor de victimizare. Astfel, polițiștii au distribuit peste 72.000 de flyere cu informații privind siguranța copiilor în cadrul campaniei Un copil informat, un copil protejat. Zeci de copii din Balatina Glodeni au primit de la oamenii legii reflectorizante pentru evitarea riscurilor la care sunt expuși în calitate de pietoni. Copiii din Balatina Glodeni au primit reflectorizante și au fost informați cum pot să se protejeze pentru a evita cazurile de risc. Polițiștii le-au explicat copiilor de ce trebuie să poarte reflectorizante. Datorită reflectei de lumină, reflectorizantele protejează pietonii în condiții de vizibilitate redusă pe timp de noapte și sunt vizibile de la distanța de 25-30 metri. Ideea de a purta reflectorizante le-a plăcut copiilor. E că ele așa undeva, să atârne până la nivelul, adică genunchiului în jos, să atârne în partea dreaptă ca persoana să fie vizibilă. Să mă ajute să nu mă pălească mașina. În un moment când pe timp de noapte vreau să traversez strada și vine o mașină care nu se apropie în viteză mare. O să punem în partea dreaptă ca șoferul să ne vadă de departe, să nu ne lovească. Ca să fiu în siguranță. Când șoferii auto vor merge, vor observa că se aprinde aceste reflectorizante. Părinții spun că vor avea grijă ca copiii să poarte reflectorizante. Aici ne salvează viață, după cum mi s-a spus, că să cum? Când traversăm strada, pe timp de noapte, în timp... Securitate pentru copii, în primul rând. Polițiștii din Bălți, Orhei, Iedineți, Telenești, Glodeni au distribuit 1700 de reflectorizante pietonilor. Deocamdată, Inspectoratul General Poliției a distribuit pentru raionul Glodeni circa 100 reflectorizante, însă cu timpul ne-au promis că adică vor fi distribuite mai multe reflectorizante care vor fi repartizate la toți copiii din toate instituțiile de învățământ din raionul Glodeni. Pentru toate categoriile de vârstă, în special acum au fost distribuite doar pentru copiii care mai mici și persoanele în vârstă. Menționăm că acțiunea a fost organizată în parteneriat cu instituțiile estoniene cu suportul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Estonia.